Vă salut, dragi prieteni, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este vorba despre femei, despre fete. Deci acest video este special pentru voi, fetelor sau dragi femei. Sunt alături de soția mea și de Lavinia. Lavinia, eu. Are ca hobby, în afară că are foarte multe chestii, antreprenor, mămic și așa mai departe, ca hobby are și, cum se cheamă, make-up artist sau cum se zice, machiază, nu știu, nu mă pricep, da? Și am zis că dacă tot o face azi pe soția mea, am zis să fac și un video, poate, nu știu, e cineva interesat sau o să fie interesat. S-a zis și tu ceva, asta e un hobby de-a tău? Da, este de mult un hobby de-a meu, dar până acum nu prea am avut ocazia să-l trăiesc. Să-l pui în practică. Să-l pun în practică, nu. Cu doi copii foarte... Dar ai de gând pe viitor de să încerci mai des? Da, da, să încerc mai des, să încerc mai des și să fac profesional cu... Cu tot deci titlul, să vedem ce, să vedem ce iasă, că și eu sunt curios. Că am mai văzut o, un exemplu și e foarte talentată la vinea. Da? Și hai așa pentru ce pus scurt întreb, deci cu cine se începe sau cum așa? Deci prima dată se începe cu să mă uit la studiez fața, să văd ce piele are, dacă are pielea uscată, pielea uleioasă și după aia o curăț. Okay. O curăț și pun un fel de cremă, o bază pentru să țină machiajul. Da, și după aia încep cu primer, adică iar un fel de bază înainte de fond de ten, foundation, dar ca să o țină și să nu-i să vadă... Deci ca orice amator, așa ca să pun întrebări, ca amatorii din spate, deci contează... Foarte mult pregătirea înainte, pregătirea pielii înainte de machiaj, da. Ok. Asta contează foarte mult. Mai lăsat? Da. O zici Ștefi, nu? Păi nu știu. Așa. Așa că nu ne grăbim. Deci e de plăcere, de spaț deocamdată, nu e stres? Nu, nu, nu. Acum aplic primerul. Așa. Să văd cât de ar... Bun. Femeia mai frumoasă, mă, cât de frumoasă pe să mai face acum. Și soția ta și-a dorit să testăm foundation asta care vrea să-și o comande. Da, să vedem ce de la Estée Lauder, dar e foarte bună. Deci acopere tot. Tot. Fără să simte pe piele ca o mască. Apropo, dacă o să vi se pare, mi-a plăcut simpatic cum la vine, ai crescut în Germania, dar de mic aici, de o viață. Și la român, nu, că ai accentul, nu că nu vorbești corect, e cu accent și dai imediat. Ce-o observat copilul? Eu roșie la față, într-o cum am ieșit și de la duș. Și ce-o zis? Că eu cred că ești machiată, că arăt ciudat? Mami, dar acum e machiată, că arată ciudat. Nu arată așa, fumat și după aia să vedem. Da, tu i-ai făcut, nu? Și dacă cred că asta ok. E prea deschis. Care la ce am putut să la mine, dar așa ca hobby arată profi ce ai tu aici. Da. Da. A, tu zici, da, ce așa, nu știu ce ai pe aici, pentru că nu mă cunosc. Ce e deschis? Trebuie? Da? Ție. Dacă se potrivesc, să-mi dai amândouă nuanțele și o să le dar o să, dacă mergi acolo, o să-ți dea după aia, știi? Da. Exact. Îți dau exact. La ce culoare străbă? Dar eu nu le am, știi? Că eu le-am cumpărat după pielea mea. Da, da, da. La Douglas direct? Da. Unde este aici Douglas? Păi o să se deschidă, zice. Nu este, nu? Unii magazinul la Stuttgart. Numai la Stuttgart? Cel mai aproape mă gândesc, nu? Sau pe net, online. Ok. Da, da, dacă merge acolo sau... direct... A, uite, da, asta e frumoasă nuanța. O să deci așa că video ăsta e pentru începători, că sigur sunt multe fete profi. O secundă, două secunde. Ai zis că ai folosit o cremă la început și acum dai cu un fond de ten, a doua mână, nu? Sau ce? Prima a doilea a fost primerul. Primerul. Pentru porii, să-i asupăm să nu intre fond de ten. Okay.
Și acum folosești un fond de ten, primar. Da, fond. Foundation. Deci foundation, oameni buni. Foundation. La bine, iar eu zic că s-o mai rog ca femeile acum te întreb la fondul ăsta de ten, sau cum zici, fondatul ăsta, cum ai zici, foundation-ul ăsta. Și da. Am zis că ai luat un burețel. Burețelul ăla contează? Ce important burețelul, deci stilul de a unge? Deci acum am aplicat concealer aici la ochi, la Ica, ca să astupăm, cum se zice, cearcănele. Aha. Da, și ăla am aplicat cu burețelul ăsta. Dar contează ce-i dezvăcit burețel? Eu nu mă pricep, poate nu. Sunt multe, dar eu zic să nu economisești, să iai cel mai ieftin, că alea nu... Deci contează, nu? Contează, deci, iară. Da, să fie. Deci, fetelor, fiți atente, contează ce burețel luați, dar nu folosiți ieftineală, că o să arătați ieftine, deci... Bun. Deci, și numai, deci încercăm să-l apăsăm, să intre în piele, nu să-l ștergem. Așa apăsăm. Deci tamponat cumva. Tamponat, exact, mersi. Deci tamponat. E mai ușor pe germană, dar... Lavinia, și curiozitatea mea e unde ai învățat tu, chiar dacă ești așa de la început, unde ai avut școlarizarea, unde ai învățat? Eu am făcut un curs la o prietenă de-a mea care cabinet din ăsta profi și am făcut, mi-a dat un curs de machiaj în România. În România. În România. Da, o secundă, tu trăiești în Germania și de ce în România? Ia-ți. Pentru că, îmi pare rău să zic asta, dar pentru că aici nu se prea știe machia. Deci româncile sau românii sunt mai buni la partea asta de... Da, creativă, partea creativă, frumusețe, stilist, treburi, stilist, hare, unghii, păr, unghii, totul românii sunt mai buni, zici. Da. Ia te-te, mă. Da, da, ai văzut că în ziua de azi foarte simplu se învață și pe TikTok, până și băieții se machiază pe TikTok, ai văzut în ziua de azi? Da. Da. Păi, da. Și multe de pe YouTube am mai, m-am mai uitat. Ce-i mai adăugat cu ceea ce știu, dar... Exact. Ai și mână. Deci acum ce-ai folosit? Ca să luăm pe... Contur. De la Smashbox. Un contur foarte... Acum dai contur la față? Da, da. Okay. Nasul. Deci ai conturat acum. Am conturat un pic fața, dar nu trebuie. Ea oricum n-are nevoie, că nu are o față așa. Deci asta, se, conturul se dă... Pentru dacă ai fața un pic mai rotundă, să o faci mai, okay, mai lunguiață. Dacă ai aici, cum să zic, fruntea mai lată, mai lată, să mai... Aha, bravo, așa. Deci important, fetele, să folosiți de contur, cum se chema asta? Conturaj. 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 Folosiți conturaj. 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 Auzi, Lavinia, când să le anunțăm și pe fete aici, când... Când îi dau drumul la treabă? Nu, mai ai nevoie de manechini ceva. Ah, dar da, de început sigur. Doar manechini frumoase, da. Sigur. Deci dacă e cineva din zona Göppingen, și când dai drumul la treabă, trebuie să mergi. Un manechin, două, să mai exersezi, să repete... Las cu vine. Las cu vine, numai la... Nu m-ai invitat pe de noi. Da, mai, dar trebuie fețe diferite, tenuri diferite, nu? Da. Fizionomii diferite. Acum ce ai folosit? Zi-mi repede. Asta e tot concealer, i-am făcut acum la nas forma, i-am... Ia zi-mi. Da, ai un nas mai frumos acum. Nu-i gata. Tu mai povestești și mi-e la vina ce folosești, cam să ripe. Asta e un gel pentru? Să fixăm sprâncenele, să le dăm o formă. Să le dăm o formă faină. Știi ce face acum? Ce mă duc eu la Anastasia și îmi face ea lash lifting. Ok. Când se întinde sprâncenele și gel. Ia-te-te, mă! Deci îți întinde sprâncenele cu un gel. Da, exact. Thank you.
machiajul ăsta care îl faci acum, de exemplu, ok, acum îl faci numai așa, de probă, de exercițiu, pentru ce ar putea fi folosit acum, acum, în genul care îl faci acum? Păi eu fac așa mai mult pentru machiaj de zi de zi. Deci, asta ar fi de... Așa, de zi, nu okay. O machiez prea tare acum. Culori mai naturale. Și la Vinea, apropo că ai zis că ai făcut un curs la o prietenă de-a ta în România, cum, unde îți place? Tu ești crescut aici, ai trăit, adică toată viața aici, unde îți place mai mult? Da, a fost destul de des și... No. Și tu ai crescut aici? Ai fost la școală, nu? La da, am făcut școală, facultate aici, am lucrat aici. Și bărbatul din România ți-ai luat, am văzut. Tot din România. Da. Eu am zis că am văzut, că Ștefan fiind bărbatul la vine, e prietenul meu. Eu am zis acum că am văzut. Știam că e din România soțul. Ok. Deci tu tragi... Mai spre România. Mai spre România. Da. Deci pe viitor vrei să îți faci talentul poate prin zonă. Poate. Ați început acum să faceți și o casă în România, nu? Din câte știu. Da, o căsuță mică. Mică, da. Sigur mică, dar... Da, că aici nu te poți atinge aici de prețurile astea ce s-a acum ziua de astăzi. Zi-mi, la vine acum îți alegi culorile. Culorile, gen cu ce o machiez? La machiaj aici, de exemplu, cum contează de, după... nu știu, eveniment, după stare, după vreme, da, după... Da, și după cu ce se îmbracă, normal, și după păr, cum își face părul. Da, alegi singură, de exemplu, dacă o să fii pe viitor, să machiezi cineva, vine cineva, spune, vine clienta vrea, și îmi zice, vreau, cum vrea, sau tu... smuchiaiți, vreau ăsta și după aia, nu, întreb cu ce se îmbracă, cum își face părul și după asta mă iau eu după aia ce culori. Okay. Dacă ea mere așa mai decent, eu nu pot să o fac acum prea cu extravagant. Dacă vrea ea să fie extravagant, atunci ai fac și la ochi. Extravagant. Nu, cam așa. Cum e viața de mămică? Ba, superb! Superb? Superb! Bă, dar spune-mi o secundă, uite, acum, uite că prinde bine, ca să mai legăm un pic discuțiile în timp ce tu îți faci treaba. Da. Multe femei, mămici, care au numai un copil, se plâng, n-au timp, n-au... Și tu vă faci anumite, o grămadă de chestii, te ocupi și ți-am zis, mai zicea la început, că ca antreprenor, ai afaceri, vrei să faci uite și asta din hobby-ul ăsta, tot o afaceri cândva poate și ai timp și de copii? Păi depinde cum îi obișnuiești. Dacă îi obișnuiești să îi duci peste locul cu tine și... Reușești să faci lucrurile. Reușești, dar totuși trebuie să-i acorzi atenția când au nevoie. Deci se poate. Se poate că... dacă intră de 10 ore acum băiatul aici în cameră, nu, a 10-a oră trebuie să oprești, iai o pauză, vorbești da, cu el, să-i oferi atenție, să-i explici, chiar dacă trebuie să plec 5 minute de aici, plec, asta este. Da, nu știu ce am zis, că ai lucruri de la Cera, Chanel, Armani, adică trebuie să ai chiar lucruri, că am văzut că unul de ăsta, Chanel, costă 50, 60. Nu știu, așa. Trebuie să ai chiar așa de scumpi lucruri să te machiezi? Te țin mai mult, deci chiar să merită, să dai un pic, mai ales pe fond de ten, să dai un pic mai mulți bani, că se vede diferența.
stai că noi am trecut acum la păr. Ce ai trecut? La păr. Și păr faci. Da, sigur. Nu era zi Cristina zi, la vinele ești talentată. Mersi. Mă face un pic pe grabă, asta aici, că trebuie să ajungeți. Deci acum, acum pe bune, pe nevrăjeală, da. Deci nici video ăsta nu a fost organizat, a fost pe fugă totul. Nu a fost plănuit și treaba ce a făcut-o Lavi chiar a fost pe fugă. Noi trebuie să mergem la dansuri și a zis că ne fa- o face, adică ne face, ne face pe... Că eu nu mă machez, face pe soția mea așa pe fugă. Imediat vă arătăm rezultatul final, nu? Da. Da, da. Rezultatul final care a fost pe fugă, nu așa? Ce poate face Lavi așa, pac, pac, pac. Ia să vedem. Suntem gata. Suntem gata. Ia să vedem. Deci oameni buni. Dacă... Mai bine, așa. Da, se vede fain la mine. Deci, avem freză, coafat. Iași. Să ne scrieți în comentarii ce părere aveți. Și după aia se vadă... Dacă vreți și voi să veniți la Lavi, eu. E cea mai tare, cea mai bună. Stai la Clavi, spune acum spre sfârșit unde te găsește lumea. Tu ai pe, pe TikTok, Instagram, pe Instagram. TikTok, cum ești pe Instagram? Lavinia Io. Lavinia Io. Lavinia Io și pe TikTok tot Lavinia. Tot Lavinia Io, da? Bravo. Așa, mulțumim că ne-ați urmărit. Nu uitați să-mi dați și mie urmărire. Și mulțumim Lavinia. Eu mă mulțumesc Lavinia pentru machiajul meu super. Mulțumim Lavinia. Pentru că mă plăcere și cu